Slavă lui Dumnezeu stă în ascunde a lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetă a lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Știi să te îmbraci? Probabil știi să te îmbraci ca să mergi, nu știu, la o nuntă, știi să te îmbraci, să mergi la muncă, știi să te îmbraci pentru diverse lucruri. Și interesant, nu e așa, că în funcție de unde te duci, o nuntă, un barbecue, un volley, să te întâlnești cu un om important, o întâlnire de afaceri, servici, nu e așa că te îmbraci diferit? Nu să te duci, nu să-mi spui că te duci la o nuntă cum mergi la un barbecue. Sau cum mergi când te îmbraci ca să te duci să alergi, ca să faci sport. Nu-i așa? În funcție de ceea ce vrei să faci, există o haină apropiată pentru acest lucru. Înțelegem aceste lucruri când e vorba de lucrurile fizice, dar nu transpunem acest adevăr în lumea spirituală și de aceea de multe ori suferim. Nu-i așa? Domnul Iisus zice, vă știți să deosebit dacă o să fie cald, dacă vine anotimpul cu tare, pentru că știți să observați. Și zice, dar nu puteți să observați în ce vreme trăiți din punct de vedere al planului Dumnezeu. Cu alte cuvinte, capacitatea asta de a observa și a trage concluzie trebuia transpusă și în lucrurile spirituale. Acum, deci, în această dimineață, vine o altă întrebare. Ieri întrebăm, dar ce este această haină? Astăzi întreb altceva. Oare știm să ne îmbrăcăm spiritual? Oare știm să ne îmbrăcăm spiritual? Pentru că dacă există o haină fizică, vreau să te anunț, există o haină spirituală. Și cei care nu știu să se îmbrace spiritual, din punct de vedere spiritual, sunt goi, chiar dacă sunt în biserică. Vrei să citesc un text? Hai să începem cu un text. Din Apocalipsa. De fapt, avem un alt text din Apocalipsa, dar chiar, deja să răspund puțin la întrebarea de ieri. Apocalipsa 19, așa, avem o indicație. Apocalipsa 19 la versetul 8 zice așa: și s-a dat să se îmbrace cu in subtire strălucitor și curat. Inul subtire sunt faptele neprianite ale sfinților. Deci deja aici din Biblie avem o legătură între haina spirituală și faptele neprianite. Dar în cartea Apocalipsei, la început, la capitolul 3, Domnul Iisus spune la îngerul bisericii din Laodicea, îi spune așa, Apocalipsa 3, versetul 17, pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsa de nimic și nu știi că ești ticalos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești, și haine albe, ca să te îmbraci cu ele. Deci, cineva poate să fie gol, creștin, dar gol, din punct de vedere spiritual. Creștin, dar orb, din punct de vedere spiritual. Aici, când Domnul trimite scrisoare la fiecare înger din fiecare această biserică, în biserica respectivă sunt creștini, nu sunt, nu știu ce alte religii, sunt ucenici. Și totuși, iată în ce stare putem să ajungem. De orbire și de goliciune spirituală, în sensul că, din punct de vedere spiritual, nu suntem îmbrăcați.
nu suntem îmbrăcat. Și dacă din punct de vedere spiritual nu ești îmbrăcat, nu te duci să spui la un demon, demon afară. Așa au pățit fiul lui Shiva. Din punct de vedere spiritual, ei nu erau îmbrăcat. Și s-au dus, au zis, în numele lui Iisus care predică Pavel. Și demonul a zis, dar voi, noi știm pe Iisus, pe Pavel îl știm, dar voi, voi, voi cine sunteți? Și a batut și au plecat de acolo goi. Pentru că asta era exact starea lor spirituală. Hai să citesc asta. Poate n-ai citit textul ăsta, hai să-l găsesc repede. Să nu crezi că inventez. Faptul Apostolilor 19, versetul apropo de identitate. Biblia zice așa. Faptul Apostolilor 19, versetul 13. Niște exorciști iudei care umblau din loc în loc au încercat să cheme numele Domnului Iisus peste cei ce aveau de orele zicând, vă jur pe Iisus pe care propovăduiește Pavel, să ieșiți afară. Cei ce faceau lucrul acesta erau șapte fecioare a lui, Sheva, un preot iudeu din cei mai de seamă, din punct de vedere uman. Ăștia fi unui preot din cei mai de seamă. Da? Copii de pastor sau nu știu cum să zic. Copii de chef de cult, dacă vrei. De foarte bine poziționat. Dar lumea spirituală nu este impresionată de așa ceva. Și eu o să învăț lucrul acesta destul de repede. Da? Duhul cel rău l-a răspuns. Odată când vorbeam de faptul că ucenicii lui Iisus a trebuit să scoate draci, cineva mi-a scos acest text. Mi-a zis, da, stai puțin, pe uite ce au pătit ăștia, e periculos. Zic, tu citești bine? N-au pătit asta ucenicii lui Hristos. N-au pătit asta Petru sau Ioan sau... a pătit asta niște exorciști. Nu, trebuie să citim foarte bine. Biblia nu zice că ei erau sau pocăit, că erau ucenici. Biblia zice exorciști. Dar în disciplina asta au zis, ia să aplicăm, vedem niște oameni, ăștia urmașii lui Hristos, sunt foarte eficient. Ia să aplicăm metoda lor. Dar ei nu știau că pentru a aplica metoda respectiv, trebuia să fii și tu ucenicul lui Hristos. Ei au luat metoda ucenicii lui Hristos fără să fie a lui Hristos. Asta este problema, da? Deci nu trebuie să te speri textul ăsta. În fine, Duhul cel rău l-a răspuns. Pe Iisus îl cunosc și pe Pavel îl știu. Dar voi cine sunteți? Ți-am spus că e așa de important cum te prezinți în lume, vis-a-vis de lumea spirituală. Și chiar dacă n-ai auzit acel glas audibil, dar există probleme în viața ta care te întreabă, dar tu cine ești? Există batalii în viața ta care te întreabă, tu cine ești? Și va trebui să răspundem la această întrebare, dar ei nu puteau să răspundă. Și omul în care era Duhul cel rău a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi și a jinguit altfel, așa fel că au fugit goi și raniți din casa aceea. Au fugit goi. Spiritul respectiv l-a dezbrăcat, pentru că asta era și starea lor spirituală. Foarte religios, dar goi din punct de vedere spiritual. Și să nu râzi și să zici, ah, pe asta erau, nu erau ucenicii lui Hristos. Biserica din Laodicee, goi. Dacă nu știm să ne îmbrăcăm, probabil suntem. Oare știm să ne îmbrăcăm spiritual? Ei nu erau îmbrăcat.
n-ai cum să te duci la lupte fără să te îmbraci. De aceea, de exemplu, Saul l-a îmbracat pe David cu armura lui. Pentru că nu te duci la batalie doar așa, trebuie să fii îmbracat. Doar că armura care a pus Saul peste David era prea grea pentru el, nu era obișnuit pentru el, era mai mult o piedică decât un ajutor. Dar gândul în sine nu este rău. Nu te duci la batalie fără să te îmbraci mai întâi. Nu te duci să înfrunti adversitate dacă nu ești îmbracat cu haine împărătești. Când ești deja îmbracat cu haine împărătești, durile rele nu te întreabă cine ești. Durile rele o să spună, știm cine ești. Hainele tale vorbesc deja. Strălucirea ta vorbește deja. Știm să ne îmbracăm. Estera s-a îmbracat cu haine împărătești. Apoi s-a dus la împărat. Mardoheu mai întâi a primit haine împărătești. Apoi a avut acces unde nu avea acces. Știm noi să ne îmbracăm. Cum ne îmbracăm spiritual? Cum ne îmbracăm spiritual? Oh, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. Seigneur Jésus. Poporul pierde din lipsa de cunoștință. Uneori avem lupte, avem batalii și mergem în ele cu capul jos. Ca cineva care merge cu capul jos alergând către un zid. Pentru că nu ne luăm timp să ne îmbracăm mai întâi. Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Stăpânul nostru, Mântuitorul nostru, Învățătorul nostru, slavit să fie numele Lui, înainte să înceapă lucrarea Lui, deși era Fiul lui Dumnezeu fără păcat, nu a început lucrarea Lui fără mai întâi, fără mai întâi, fără mai întâi să fie îmbracat. Să fie îmbracat, să fie îmbracat, să fie îmbracat. Oh, Seigneur, să fie îmbracat. Asta citim, hai să citesc... Bine, hai să citesc versiunea franceză, apoi o să citesc. În limba română știu că e un pic diferit, dar o să înțelegi de ce e vorba de îmbracare. Hai să văd dacă găsești rapid textul. Merci, Seigneur. Luc 4, 14. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Revêtu. Iisus. Îmbracat. Cred în limba română, zice Iisus plin de putere. Dar aici zice Iisus îmbracat. De ce? Pentru că puterea vine ca o haină care te învelește. De aceea mai târziu în acel text poate să zică Duhul Domnului este peste mine. Exact ca o haină când te îmbraci. Peste mine, a nu confunda cu Duhul în tine, asta este o altă experiență. Duhul cu voi, în voi și peste voi. Dar peste voi este această îmbracare. Înainte să înceapă a vrut să fie îmbracat. Acolo pot să zic, Iisus s-a îmbracat cu haine împărătești. Zic, hai să începem lucrarea Tatălui. Dar mai întâi s-a îmbracat. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. Ah, merci Seigneur. Și noi vrem să avem izbândă, să învingem, dar oare știm să ne îmbracăm? Oare știm să ne îmbracăm?
O să mă opresc aici acum. Și voi continua cu ajutorul lui Dumnezeu mâine. Dumnezeu să te binecuvânteze.